Asculți Pregătit de viitor La Radio Nova. Pași spre cunoaștere Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție emisiune Pregătit de viitor Ana Maria Bodai sunt și vă salut cu drag din studioul Radio Nova. în ediția emisiunii din această săptămână avem un invitat demn de toată lauda, este elevă în ultimul an la liceul Ștefan Luchian din Botoșani, crescută cu frică de Dumnezeu, iubește muzica clasică, prezintă evenimente și pasiunea ei cea mai mare este să cucerească cele mai înalte vârfuri montane. Dragi ascultători, vă fac cunoștință cu Elizabeta Șeremet. Bine ai venit, Elizabeta! Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc tare mult pentru descrierea minunată! Vreau să știu ceva despre tine și anume, cum te descrii tu ca persoană? Este simplu și complicat în același timp pentru că ar trebui să cuprind mai multe cuvinte, dar cred că perseverența, onestitatea, sensibilitatea și bucuria mă definesc. Ce calități frumoase ai și spune-ne, te rog, cine ți le a însuflat, cum ți le-ai descoperit, cum ți le-ai crescut până acum? Din familie mi-au fost insuflate aceste calități, da, aș putea să le spun așa. Iar mai apoi, la grădiniță, am avut noroc de educătoare extraordinare care mi-au insuflat aceleași calități și principii. Și la școală, bineînțeles, am avut noroc și de profesori foarte buni, de oameni, în adevăratul sens al cuvântului, fapt pentru care sunt recunoscătoare și pot doar să mă bucur. Și, în așa fel, am crescut într-un mediu prielnic dezvoltării. Și într-un mediu armonios. Lucrurile acestea m-au ajutat să mă, mă caracterizeze într-un final aceste patru cuvinte. Să înțelegem că școala a făcut echipă bună cu familia, așa este, și a rezultat un copil minunat, un viitor adult de toată lauda. Oh, mulțumesc! Și cu siguranță un om care va face istorie dar lăsăm pe ascultătorii noștri să te descopere pas cu pas și vor înțelege până la final la ce mă refer eu. De ce ai ales să urmezi liceul de artă, Elizabeta? Am ales să urmez liceul de artă pentru că am pornit pe uh, drumul acesta al descoperirii tainelor muzicale încă de mică, de pe la 4-5 ani. Am uh, urmat cursurile de canto cu regretații interpreți de muzică populară Viorica Galan Dumbravă și Alexandru Dumbravă iar mai apoi, deoarece, cum spuneam, pornisem deja pe acest drum, mi-am dorit să am studii uh, oficiale în acest uh, domeniu, uh, mi-am dorit ca bazele mele să fie sigure și temelia mea să fie una potrivită pentru a putea să uh, ajut viitoarea generație care își dorește același lucru, să ducă tradiția mai departe, rădăcinile și tot ce ține de poporul român. A existat o persoană în mod deosebit care te ajutat să-ți găsești calea uh, în acest da. domeniu. Este vorba despre părinții mei, uh, ca un mic secret pe care nu-l cunoaște foarte multă lume. Când mama era însărcinată cu mine, tata îi cânta mereu, se așeza cumva cu uh, urechea pe burta ei și uh, îi cânta. Vine tata la vremea respectivă, se exprima cu. Uh, artistul tatei sau muzicantul tatei, ceva de genul. Uite că a ieșit o fată, cât 10 băieți, mie așa îmi place să spun. Și cred că și asta a fost o întâmplare marcantă cumva pentru mine, deoarece eu eram în plină dezvoltare, chiar dacă încă nu făceam parte din lumea aceasta pământească, eram în burta mamei. Iar mai apoi am descoperit că am talent, eram conștientă de acest lucru, și pentru că cum ați menționat la începutul uh, interviului în descrierea mea sunt crescută în frică de Dumnezeu, am uh, considerat tocmai de la vârsta aceea, deși era una fragedă, că trebuie să mi mulțesc talanții. Și cum să-i înmulț înmulțesc mai bine decât să Prin practic studiu. exact. Mult studiu. Exact, așa e. Uite, te rog, dacă se poate să ne duci un pic pe traseul tău um, profesional. Și să ne spui din frageda ta pruncie, cum a decurs totul, care au fost evenimentele marcante. Poartă-ne, te rog, într-o călătorie, să cum ne imaginăm. Drag. Mulțumim! Um, bun, deci am început uh, de la grădiniță să-mi manifest și față de uh, public uh, talentul prin serbări la care nu doar recitam, cântam și dansam, mai apoi am fost pusă în legătură cu regretații interpreți Viorica și Alexandru Dumbravă. Am continuat studiile la Palatul Copiilor. În același timp, în paralel, mergeam și la emisiuni. Eram familiarizată cumva cu lumea aceasta a artiștilor, cu lumea aceasta muzicală. Iar mai apoi am început să merg și la concursuri. Mi-am dorit foarte mult acest lucru. Și, slavă Domnului, de fiecare dată, după toți anii respectivi, nu știu, cred că. 4-5 ani în care m-am pregătit, dar având în vedere că m-am pregătit de mic copil, mi-am dezvoltat foarte bine tehnica vocală și tot ce ține de lucrurile pe care trebuia să le respecte prestația mea într-un concurs, erau acolo. Așadar, m-am întors cu multe premii mari, premii frumoase, semnificative, și această perioadă s-a încheiat cumva la vârsta de 16 ani. Am mers la bă, concursul uh, internațional de cântec, joc și port popular Romătuța, la Tecuci, unde am obținut trofeul. Am mers și la concursuri, uh, tot așa, în alte zone ale țării, nu doar Moldova. Am mers și în Maramureș, București, Târgoviște, Cernăuți. Tot așa, bă, mă întorceam cu premii uh, de la locul întâi sau <laughs> chiar mai sus. Și... Bă, observând toate aceste rezultate, mi-am dat seama, măi, drumul acesta chiar este pentru mine. Pe lângă faptul că simțeam eu, observasem în vremea respectivă că sunt foarte mulți copii care își doresc să ajungă vedete, nu artiști. Și am analizat foarte bine situația și am Și gândit... diferența dintre cei doi termeni? Da, este o una <laughs> foarte mare. Exact. Și ca să nu mă exprim poate greșit, am ales să folosesc acești doi termeni care consider că întrunesc foarte bine ceea ce aș fi putut să spun mai pe larg. Da, știam de atunci care e diferența dintre vedetă și artist. Eu dorim să ajung artist. Am analizat foarte, foarte, foarte bine situația în care mă aflam și am zis că dacă oamenii care sunt validați în acest domeniu, privind studiile pe care le au, nu doar talentul, drumul acesta este pentru mine și am pornit cu și mai multă încredere pe drumul cânte cântecului popular. Am mers la talent show-ul o vedetă populară, tot așa la vârsta de 16 ani aveam atunci. M-am întors și de acolo cu bucurie, cu multe sfaturi, cu o experiență extraordinară. Și din vara lui 2022 am început să prezint și evenimente, manifestații artistice, de la spectacole, la concursuri, la lansări de album, la balul bobocilor și așa mai departe. Cam aceasta este traiectoria mea artistică, pe scurt. Bun, mulțumim tare mult, Elizabeta, pentru că a fost nevoie să te concentrezi ca să poți scurta tot traseul pe care l-ai urmat până acum. A existat vreun premiul de suflet pe care l-ai câștigat și pe care îl vei ține toată viața minte? Da, premiul de la omătuța din Tecuci Galați. Nu știu, m-am simțit foarte bine acolo. E și primul meu trofeu al unui festival. Mai câștigasem trofee, dar pe categorii de vârstă. De fapt, nu. Primul meu trofeu a fost la un festival de Colinde, dar la un festival. Care băținea de muzica populară. Da, acesta este primul trofeu, și cred că și asta e cumva una din lucrurile care, care au dus să am aceste sentimente mai profunde pentru acest premiu. M-am simțit foarte bine și pe scenă, alături de orchestră. M-am simțit foarte bine și alături de jurați, pentru că, după ce fiecare copil a prestat, cumva în pauza dintre concurs și premiere am primit foarte multe sfaturi de la aceștia și n-am putut să nu observ căldura, bă, empatia și bă, profesionalismul cu care ne-au întâmpinat. Și bă, faptul că erau extrem de conștienți că noi vrem să mergem cu seriozitate pe drumul acesta artistic și ne-au ajutat. Da mai rar întâlnești așa. Nu este deloc întâmplător pentru că ți-a rămas în suflet. Nu doar faptul că ți-a fost recunoscută munca printr-un trofeu atât de frumos, cât și pentru faptul că modul în care s-au comportat probabil te-a și inspirat pe viitor cum să fii și tu. Așa e, într-adevăr. <laughs> ne întoarcem un pic la școală, să știi. Știu că ești elev în clasa 12 care este părerea ta despre școală? Părerea mea despre școală este una asemănătoare cu cea lui Eminescu și citez. Te rog. Din școală și din crășmă nimeni nu iese cum a intrat. <laughs> da. da, consider că școala însoțită de prosperitate, ca să nu spun noroc, pe alocuri, este benefică, este mediul în care ne dezvoltăm intelectual și moral și uman. Este cumva continuitatea mediului familial, care ne ajută pe toate planurile, ne ajută să ne formăm uh, ca indivizi, în adevăratul sens al cuvântului, ca viitori adulți. Asta este școala pentru mine. Este și uh, un mediu frumos, liniștitor uneori, stresant alteori, dar de fiecare dată rezultatele muncii acerbe se încununează foarte Bine, foarte frumos, și consider că școala este locul în care ți se demonstrează că prin muncă vei reuși. Nu există un alt loc mai, mai complet, mai potrivit decât școala. Este o rampă de lansare. Așa Asta vrei e. să spui? Da, în opinia mea, cred că școala este locul cel mai complex la ora actuală, pentru că e constituit din mai multe din mai mulți factori, de fapt, și da, cred că este cel mai potrivit loc al lansării noastre ca adevărați oameni. Să considerăm că acest sfat este pentru toți elevii? Bineînțeles! Ați auzit, dragi ascultători, Elizabeta vă invită la studiu, acum decizia vă aparține. Prin urmare, Vreau să ne spui, Elizabeta, cum reușești tu să îmbini școala cu celelalte activități, pentru că ne-ai enumerat. Sunt multe, sunt frumoase, cu siguranță îți plac toate. Cum reușești? Cu ajutorul lui Dumnezeu, în primul rând, cu rugăciune, cu răbdare, cu conștientizare, când trăiești ancorat în prezent și știi să-ți prioritizezi activitățile, nu ai cum să nu reușești să le faci pe toate, câte-ți-ai propus. Și repet încă o dată, că trebuie să trăiești ancorat în prezent, deoarece atunci conștientizezi cel mai bine care lucruri sunt potrivite pentru tine, care lucruri nu sunt potrivite pentru tine sau care pur și simplu nu sunt benefice la ora respectivă. Adică ar trebui să nu ne sperie faptul că nu trebuie să ne facem planuri de viitor, cel puțin pe viitorul îndepărtat. Ce ar trebui să trăim în prezent, niște obiective clare, bine definite, smart, se numesc ele. Da, așa e. Astfel încât, aici și acum, să vedem ce e de făcut. Uh, da, în Pentru ce că privește... nimeni nu știe cât poate să trăiască și de ce ar trebui să ne proiectăm atât de departe, nu? Cel mult să spunem viitorul apropiat. Poate peste Correct. o lună? Să fim realiști. Maximum, o lună, poate două. Da, iar dacă, cum aflu eu, în ultimul an de liceu acum, putem să ne proiectăm obiectivele pe timp îndelungat, dar tot așa un an, nu știu, șase luni, de exemplu. Rezonabil. Exact, să fie niște obiective care să aibă un timp rezonabil în a fi îndeplinite, nici prea mult, dar nici prea puțin timp. Așa este pentru că ideea este în felul următor, cu cât proiectezi în perioada proiectată este mai lungă, cu atât ai tendința de a amâna da, de a procrastina și... Exact, și dacă amâni, ai impresia că mai ai timp și te trezești pe ultima sută de metri că a trecut timpul și nu l-ai folosit cu folos. Exact. A trecut fără niciun sens. Da, foarte interesant. Vreau să aprofundez un pic subiectul ăsta și te-aș ruga dacă se poate să ne povestești cum arată o zi din viața ta, în care tu -ți, <laughs> <laughs> îți atingi obiectivele... Zile respective în care ai timp pentru tine, timp pentru familie, pentru prietenii tăi, cu mare am drag. Am noroc din punctul ăsta de vedere că prietenii mei se află la școală. Am un colectiv foarte frumos. Și am un grup de fete cu care mă înțeleg extraordinar. Și mă bucur din toată inima că suntem eleve în aceeași clasă și reușim în pauze sau chiar în ore, că există, se mai întâmplă să avem ore libere sau să lucrăm în echipe, să lucrăm împreună, în timpul orelor de studiu, de cultură generală. Aceste lucruri mă bucură foarte mult, așa că bă, cumva comprim timpul și ce aș putea să fac, în două ore fac într-o oră, de exemplu. Dacă într-o oră puteam să învăț la istorie, zic, și într-o oră să ies cu ele, aș putea în ora de istorie să stăm împreună și să, nu știu, punem cap la cap rezolvarea subiectului 3, să facem un eseu împreună. Nu-i rău. Da, nu este rău absolut deloc și de asta zic, trăind ancorat în prezent, reușești să fii și recunoscător, nu doar conștient de ce trebuie să faci. Bun, am cumva am răspuns la această întrebare referitoare la timpul petrecut cu prietenii. O zi din viața mea arată în următorul fel. Mă trezesc la 4 jumătate, îmi fac rutina de dimineață, mai apoi mă rog și după, de la ora 5 la ora 9, studiez la vioară. Mai apoi învăț la istorie sau la română, depinde... Sunt disciplinele pentru BAC? da, sunt disciplinele pentru BAC plus logică, dar momentan nu e nevoie să aprofundez prea multe lucruri la logică, așa că mă, mă țin tare pe istorie și română. De la ora 9 până la ora 12 învăț la istorie sau la română sau la ambele, depinde cât am de lucrat și cât simt eu că mai pot să duc în ce privește înțelesul informațiilor, memorarea acestora și așa mai departe. Ai un program? Nu mi-am planificat Chiar atât de am anunțit programa pentru bacalaureat, adică cum să o învăț, dar mă ajută foarte mult profesorii și temele pe care le primim și consider că sunt în concordanță cu examenele care urmează. Mă refer și la simulare, dar și bine. la bacalaureat. Da, și de aceea zic că am împușcat iepuri dintr-o lovitură. Bun. <laughs> în schimb, mi-am făcut un program pentru că nu te ceaba amemorat am orele la care mă trezesc, la care studiez, la care învăț. Mi-am făcut un program pe ore. Și încerc să mă țin cât de bine pot eu, câteodată recunosc. Nu reușesc să mă trezesc atât de, de vreme sau poate studiez încă o oră și nu reușesc să ating numărul de ore pentru a învăța la istorie sau română sau poate plec mai repede la școală să-i vesc lucruri, dar reuș, încerc și chiar reușesc să mă țin cât de bine și cât de mult de acest program. Spuneam că de la 9 la 12 învăț, de la 12 la 13 mănânc și mă pregătesc pentru școală, iar luni, de exemplu, de la ora 13 la 17 am ore de cultură generală. Mai apoi, de la 17 la 19, merg la studiu, la vioară, vreau să acopăr cam 5-6 ore pe zi de studiu. Dacă am timp de mai mult, e foarte bine. Dacă nu am timp de mai mult de 5 ore, Cinci ore, în 5 ore consider că reușesc să acopăr tot ce e necesar. Ce reușești să înveți în 5 ore? La vioară? La vioară, da. Ok, păi eu am de pregătit pentru admitere 8 game. Într-o tombolă vor fi mai multe bilețele cu numele gamelor, și în funcție de ce gamă, gamă îmi pică, pe aceea va trebui să o cânt. Așa, și trebuie să le am pregătite la perfecție pe toate aceste 8. Am șapte studii pe care trebuie să le știu foarte bine. Pe unul trebuie să-l cânt pe de rost, iar pe celelalte șase pe note. Am uh, o partitură de Bach, uh, eu cânt Lur în Rondo, uh, pe de rost. Așa și. Uh, concert. Deci cu partitura în cap. Da. Și cu partitura și în față. <laughs> Ai da, da, și... da. Ambele variante, foarte bine. Așa și concert, bineînțeles. Sper că nu. Nu am ratat nimic. Așa. Și într-o zi reușesc să studiez două game în paralel, în 5 ore, de fapt. Iar mai apoi, acum depinde, că sunt zile în care studiez 3 ore acasă, 2 ore la școală sau 3 ore acasă, 3 la școală, depinde. Așa. Iar mai apoi mă, mă bag la programul propriu zis, adică studii. Bach, concert sau studiez pentru orchestră ori muzică de cameră, pentru că nu fac doar instrument principal, nu fac doar vioară, fac și alte lucruri care țin de acest instrument și care țin și de lucru în echipă, bineînțeles. Dar reușesc să acopăr două game în cinci ore, reușesc dacă nu studiez, cel puțin trec o dată studiul pe care trebuie să-l cânt pe de rost la admitere, concertul, care trebuie cântat, bineînțeles, pe de rost. Dacă simt că am energia necesară, cânt Bach și dacă sunt odihnită, pentru că Bach uh, presupune o altă manieră de gândire, de interpretare, de raportare la muzică și partitură și așa, mai departe. Și, uh, bineînțeles, studiez un studiu din cele pe care trebuie să le cânt pe note, uh, la fel, cele șase studii care trebuie cântate pe note uh, vor fi alese de comisie sau depinde uh, de candidat. Dar cred că uh, comisia va alege. Da, Elizabeta, îți urăm mult, mult succes. Mulțumesc. Am înțeles și noi despre ce este vorba. Am o curiozitate personală. Ți-ai numărat vreodată orele de studiu? De studiu la vioară, de când ai început să faci vioară? Nu, dar știu că pentru a urma cursurile conservatorului trebuie să ai minimum 10.000 de ore. Asta voiam să zic. Da, și eu recunosc că în prima fază nu am vrut să dau la conservator interpretare instrumentală vioară. Am lăsat decizia asta pe ultima 100 de metri, dar am luat decizia la momentul potrivit și am început să mă pregătesc în momentul potrivit. Așadar, totul este în regulă, slavă Domnului. Dar uh, au fost ani în care nu studiam uh, neapărat foarte mult și 10.000 de ore în 12 ani ar veni undeva la 2 ore pe zi. Nu am studiat mereu două ore pe zi la vioară, recunosc, dar uh, recuperez acum <laughs> tot oh, ce... Nici nu ne gândim că nu vei recupera da. cu siguranță. Citeam undeva faptul că la 10.000 de ore investite în vioară, uh, te clasezi pe poziția de profesor. La 20.000 pe poziția de cântăreț într-o orchestră, iar la 30 de mii pe cea de dirijor. Da, <laughs> Acum, nu știam de... Nu știu cât uh... este de adevărat, de asta te-am și întrebat, dar dacă ești interesată, îți trimit uh, către... <laughs> da, <laughs> pentru că, într-adevăr, am vrut să întreb pe cineva care muncește zi de zi să văd dacă este posibil acest lucru și cam câți ani înseamnă. N-am făcut un calcul personal, să văd în zile, în ani, în luni, dar e mult. Și nu întâmplător, muzica aceasta nu este pentru oricine. Și ne bucurăm că este pentru tine. Și eu mă bucur. Chiar e o bucurie reală pentru mine că 12 ani nu vor fi risipiți, deoarece eu din clasa 1 practic acest instrument, îl studiez de fapt. Și este o adevărată bucurie pentru mine. De când eram mică, visam să fac și cursurile conservatorului pentru vioară. Ei, când am crescut și am văzut că lucrurile stau puțin altfel, că de fapt acest instrument, pe lângă sunetul frumos pe care îl are și cald și liniștea sufletească sau bucuria sau, nu știu, tensiunea pe care ți le poate oferi ascultându-l, ține și de foarte, foarte, foarte mult studiu, studiu conștient, și analiză pe, cum e analiza pe text, așa este și analiza pe partitură, studiezi la vioară nu doar uh, uh, pur și simplu cu vioara în brațe, ci și cu partitura în mână, spunându-ți notele, studiind ritmic mai întâi, iar mai apoi, uh, da, și solfegind. Elizabeta, ediția emisiunii noastre se apropie de sfârșit, așa că te rog tare mult să le transmiți ascultătorilor noștri un mesaj. Wow! Timpul a trecut foarte da. repede a trecut foarte frumos. M-am simțit extrem de bine aici. Mulțumesc, mulțumesc încă o dată pentru invitație. Te mai așteptăm! Cu mare drag mă voi întoarce. Sunteți o prezență și un. Uh, un coechipier de dialog extraordinar. Mulțumesc. Uh, oamenilor care ne-au ascultat, uh, le mulțumesc că au fost alături de noi. Sper că informațiile pe care le-am spus uh, le-au fost de folos le doresc să fie sănătoși în primul rând, pentru că fără sănătate nu putem face absolut nimic. Le doresc să aibă lumină în cuget și în faptă și tot ce e mai bun, dar bucuria în primul rând să, să se așeze în sufletul lor și să le meargă bine pe orice plan. Elizabeta, mulțumim din suflet pentru așa mesaj și sunt sigură că acolo cel de sus a receptat mesajul. Doamne ajută! Dragi ascultători, Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și astăzi. Aștept cu nerăbdare să ne întâlnim și săptămâna viitoare. Până atunci, aveți grijă de voi și de familiile voastre, toate cele bune!